Victor. El la mijloc, pui. Uite, stau așa. Bună seara! Bună seara! Doamnelor și domnilor! Vorbești la atenție, vă rog! Da. Așa, Mihai. Bine. Bună seara! Bine ați venit la evenimentul Câți artiști sunt în România? Organizat de galeriile noastre, HT003 și Artei, în colaborare. Subsemnatul e aici, domnul Radu Dumitriu, manager la Artei, este printre noi. Mulțumim pentru participare. Și, bineînțeles, Vasile Mureșan Murivale, autorul proiectului. Este unul, trebuie să vă spunem că este unul dintre cele mai importante. Nu, n-are amplificare, merge în altă parte. Da, parlament. Este unul dintre cele mai interesante proiecte găzduite de noi. Și sigur că avem o experiență, am lucrat cot la cot de câteva săptămâni pentru ceea ce vedeți aici. Câți artiști sunt în România? O întrebare fără răspuns precis. Sunt destul de mulți sau poate prea puțini? Sunt multe feluri de artiști în România. Ne limităm doar la domeniul artelor vizuale. Unii practică arta tradițională, prin pictura de gen. Alții diverse forme de artă comercială, răspunzând unei comenzi. Unii artiști lucrează artă decorativă, alții o artă contemporană de sorginte occidentală. Sunt artiști care folosesc cu precădere un anumit media. Pictori, fotografi, sculptori, filmmakeri, conceptualiști. Printre aceștia se numără și pictorul Murivale. Încă din anii 90 a practicat o pictură de factură modernă, modernistă, cu teme culturale. A făcut peisaj, a făcut portret. Acum 5 ani, când a avut o cameră foto digitală, i-a venit ideea, filmând artiștii participanți la vernisaje, să arhiveze aceste figuri. Pe măsură ce imaginile se acumulau pe hard discul computerului, artistul lucra tot mai pasionat. Nu doar că numărul persoanelor fotografiate creștea mereu, dar au apărut fotografii repetate în timp ale acelorași subiecte. Autorul a stabilit fișiere de stocare pe nume de persoane. Atunci când deschidea un asemenea folder, el observa stări diferite, sentimente, vârste diferite. Aproape că poți vedea trecerea timpului. 20.000 de fotograme, 1.000 de artiști, 5 ani. Anul trecut, într-un film difuzat la TV, Murivale a vorbit despre acest proiect. În repetate rânduri, el a transmis un mesaj. Artiștii trebuie să fie împreună. Noi, artiștii, trebuie să fim solidari. Aceasta este o problemă. Oricum, se știe că noi, românii, suntem fire individualistă. Cu greu mai găsești asemenea oameni egocentrici, preferând orice risc unei minime bunăvoințe consensuale. Să moară capra vecinului, gândim adeseori despre ceilalți. Lipsa solidarității e defectul major al societății românești. De aici ineficiența în multe domenii. O consecință a acestui individualism funciar este neîncrederea în semeni. Societatea civilă, care în mod normal ar trebui să contrabalanceze viața politică, e slabă. Românii din diaspora nu sunt împreună. La noi, elitele culturale nu stau împreună cu elitele politice. În mod paradoxal, românii pot comunica mai bine cu străinii decât cu compatrioții lor. Artiștii noștri nu fac excepție de la această situație. Pe de o parte, există individualități, lucru oarecum normal. Pe de altă parte, mici comunități, grupuri, cercuri, găști, ale tradiționaliștilor, ale pictorilor în general, ale graficienilor, ale gravorilor, ale sculptorilor, ale celor care lucrează sticlă sau textile, ale celor care se consideră underground, a
ale tinerilor artiști. Aceștia nu se plac, nu se întâlnesc și nu concep să discute între ei decât cu totul întâmplător. Ei nu sunt împreună decât în lucrarea lui Murivale. Pentru prima oară, în miile de fotografii pe care le vedeți, fiecare imagine fiind selectată și prelucrată cu atenție, sunt figuri de artiști care practică diverse forme de artă, nu numai vizuală, de critici, de colecționari, de soți, soții de artiști, de personalități culturale, de amatori de artă, de angajați ai unor instituții artistice care frecventează galeriile și expozițiile, la vernisaje și alte evenimente de artă sau de promovare a artelor. Este un proiect de artă contemporană, domeniu care poate să cuprindă în anumite condiții opere și proiecte din toate genurile amintite. Câți artiști sunt în România? Sunt atâția cât crede fiecare care își pune întrebarea. Iar noi, cei ce lucrăm în acest domeniu, după un moment de reflexie, vom decide că sunt mai mulți decât am crezut până acum. Astăzi nu mai sunt condiții pentru ca noi artiștii să strângem rândurile. Nu mai există forțe cărora să le opunem rezistență. Nu mai există presle ale artiștilor. Nu mai sunt nici elemente unificatoare impuse. Ideologie, cultură, religie, elementul național. Totul pare să conducă în prezent la exacerbarea individualismului. Egoismul este un pericol. Poate ar trebui să fim mai atenți cu colegii noștri. Să nu mai fim exclusiviști. O conștientizare a propriei noastre condiții. De artiști români, de europeni de la periferie, de cetățeni ai lumii libere. Și atunci, de ce să nu fim împreună? De ce să nu fim solidari? Mai amintim că promovarea pe scenă artistică internațională implică un sistem de relații de tip exclusivist și ocult. Însă lobby și o anumită stare pozitivă la fața locului ar putea fi de ajutor. Faptul că artiștii români sunt încă ignorați de cei care fac selecția la marile manifestări internaționale este poate și o consecință a destinării noastre. Nu știm câți artiști sunt acum în România, dar sunt oare destui artiști români în stare să poată răspunde exigențelor actuale impuse de scena artistică internațională? Ne întrebăm și noi. Pe Vasile Mureșan Murivale îl cunoaștem de câțiva ani. L-am considerat un coleg printre alții, un om care își făcea meseria onorabil, în limitele unei normalități acceptabile. Până la acest proiect nu ne-a atras atenția în mod deosebit, deși acum un an am mai realizat un eveniment la galeria noastră. De când l-am întâlnit prima oară, am aflat de arhiva de portrete a artiștilor, care necesită o activitate continuă, indiferent de lucrările curente. Și un tip de entuziasm ieșit din comun. Fără un sprijin instituțional, cu eforturi în toate direcțiile, fizic și psihic, dar și material și financiar. O muncă neoposită, cheltuieli nerambursabile pe echipamente și materiale, fără niciun beneficiu. Doar satisfacția de a fi, cumva, util comunității. În acest proiect, cu valoare documentară, pe care artistul îl oferă cu altruism, el rămâne finalmente în spate și nu în prim plan, cum se întâmplă în general. Să primim darul său cu sentimente bune. Din partea colegilor tăi, mersi Murivale! Ia-ți instrumentul. Ține-te de instrument.